Jordan Watson este de anul trecut, din luna septembrie. Este cetățean român și joacă pentru Naționala României. Este un plus pentru echipă. Jordan este un sportiv bun, un personaj pitoresc care s-a acomodat extrem de repede și s-a integrat în echipa Națională a României. Watson pătrunde, este faultat, aruncă și e coș valabil. Excelentă această acțiune a lui Jordan Watson. A finalizat basketbalistul american. It started with basketball mostly. My agent, manager at the time told me about the team here. I liked the situation and I liked what the club was having to offer and what their aspirations were, so I took the offer. It was a little strange at first, to be honest. Coming to Bucharest and then driving to Târgu was maybe 4 hours in the middle of the night, so it was a little strange. But then I got there, I had good guys on the team, the Americans and the Romanian guys are still like my family today, and the people in the city really embraced us and showed us a good time. When I got the first contact about playing, I was really excited about it. It's something that I wanted to do. You know, as a player, in your career, in your profession, you just want to be able to show who you are as a player at any opportunity, so this is a great chance. I understand the language. I don't speak it so well, but, you know, I'm still learning. So, but it's cool. When people say things in Romanian, I understand what they're saying, so I'm getting better. Being a basketball player playing abroad, you miss Christmas, you miss Thanksgiving, so usually I'm at home in America for 4th of July, so I get to eat good American barbecue and hang out with my family and friends and just relax, so it's a great time. Jordan este și colegul meu de cameră, este un băiat foarte liniștit, profesionist, își vede treaba lui și este un ajutor pentru noi ca echipă. Din păcate, programul așa de la echipa națională nu ne-a permis să stăm chiar atât de mult timp împreună, după cum știm, s-a schimbat un pic desfășurarea etapelor de calificare. În schimb, Jordan și-a asumat, cel puțin în această campanie, un rol destul de greu. Este cel mai bătrân și cel mai experimentat dintre jucători și încearcă mereu așa să ne țină control, să ne învețe cât mai multe lucruri și să ne dirigeze ca un adevărat conducător de joc.